Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, la fel ca în fiecare vineri seară, la Politica la Răscruce. Este Răscruce dacă este să vorbim de soarta Spitalului Județean, pentru că acolo vor avea loc modernizări. Este un fel de Răscruce care s-ar putea până la urmă să se termine într-un fel pozitiv, ceea ce sperăm cu toții. Despre sănătate, despre sănătatea brașovenilor și cel puțin așa cum se vede ea de la nivel central, de la București, din Parlament, dacă doriți, pentru că până la urmă așa și de acolo se dă ora exactă, vom vorbi în cele ce urmează. Invitatul meu din această seară este senatorul PSD, Florin Orțanu, medic cardiolog, activează la Spitalul Județean de Urgență din Brașov. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule doctor, aș vrea să plecăm această discuție de la o declarație a dumneavoastră, o declarație de presă, să spunem, în care, evident, în primele rânduri, spuneți că sănătatea este una dintre prioritățile programului de guvernare ale PSD. Sună frumos, perfect de acord. Ministerul Sănătății are prevăzută în strategia sa de realizarea în total a 8 spitale regionale. 3 au sursa de finanțare identificată, cu restul mai vedem. Haideți să vedem ce se întâmplă și cu Brașovul. Spuneți dumneavoastră că prima dată trebuie să stabilim prin dezbatere tipul de spital necesar și posibil de realizat în arealul Brașovului, că e spital municipal, județean sau regional, la fel precizați dumneavoastră în această declarație. Mai spuneți că este un aspect care nu este clar nici administrației județene, care cere sprijin pentru un nou spital clinic județean de urgență, dar argumentele ar fi în favoarea unui spital regional. Ce ar trebui să înțeleagă telespectatorii, ce ar trebui să înțelegem noi din aceste lucruri? Păi ar trebui să înțelegem că am avut primele trei luni acestui an în care campania electorală s-a prelungit. Și au continuat niște declarații care au fost în urmarea campaniei electorale. Cred că o parte din politicul din țara aceasta și o parte din profesioniștii din sănătate din țara aceasta au ieșit mai târziu din campania electorală decât am făcut-o eu. Vă referiți numai la Brașov sau chiar la nivel național? Mă refer la nivel național. Agresivitatea și combativitatea care sunt bune într-o campanie s-au prelungit în primul trimestru acestui an spre marea mea dezamăgire. Au fost, din punct de vedere al noului spital al Brașovului, două sau trei evenimente de marketing politic în prima treime a acestui an. Primul eveniment de marketing politic s-a avut loc pe data de 3 ianuarie 2017, când ministrul Voiculescu, după pierderea alegerilor de către dreapta, a semnat dintr-o poziție absolut nelegitimă, pentru că ministerul pe care dânsul îl conducea urma să fie preluat de noua putere legitimă și votată democratic, a semnat împreună cu oficialii Brașovului și cu un ONG din Brașov o asociere pentru realizarea unui spital regional, unui nou spital, unui spital de care Brașov, în mod evident și fără niciun urmă de dezbatere, are nevoie. Lucrurile au continuat cu identificarea unui teren care nu este în proprietatea orașului sau a județului, ci este în proprietatea Institutului de Agronomie Sisești din București, care ar trebui să îl doneze Institutului Cartofului și Institutul Cartofului să-l doneze, și aici a urmat cireașa de pe tort să-l doneze municipalității, care municipalitatea să construiască un spital, nu știm, municipal, județean sau regional. Deci aici intervine și ce spuneați, dezbatere, până la urmă. Deci, haideți să vedem ce ne trebuie. Deci, proiectul, din punctul meu de vedere, începând din ianuarie și până la ora actuală, acest proiect nu s-a desprins de o logică electorală și nicio secundă nu am avut o discuție aplicată pe ceea ce
ne trebuie sau pe ceea ce ne permitem. Vedeți dumneavoastră, este o mare diferență între ideal și optim. Da? De exemplu... Chiar vă rog să explicăm că... Da. Da, deci ideal. Ideal ar fi să am 35 de ani. Am 49. Mulți înainte. Deci nu cred că se mai poate rezolva sau realiza situația ideală. Ideală. Optim este să-mi îngrijesc starea de sănătate, pentru că eu acum fizic încă mă simt ca la 35. Și atunci totdeauna trebuie să facem ceea ce ne stă la îndemână. Da? Ceea ce trebuie să facem în situația dată. Ce avem în acest moment în județ? Avem un spital construit în 1972, din care o treime a fost renovată absolut civilizat, dacă nu mă înșel, prin 2009-2010. Celelalte două treimi sunt în starea, nu în starea, sunt nerenovate din 1972. Asta înseamnă că avem secții, nu, aproape nicio secție nu are oxigen tras, aproape nicio secție nu are băile funcționale, noi nu avem dușuri, noi avem 6-7 bolnavi într-un salon, fără băi, fără aer condiționat, fără scară de incendiu, cu niște lifturi nefuncționale și cu o unitate de primire urgențe mult subdimensionată față de necesitățile județului și nu față de necesitățile județului, pentru că noi în realitate deservim și Covasna. Deci asta avem niște condiții care sunt departe de orice, cum să spun, vorbim de Europa, vorbim de sunt nu, departe, eu până acum am tot civilizație. M-am tot ferit să folosesc vorbe mari. În fiecare săptămână plătim tribut în vieți omenești datorită faptului că nu putem asigura o igienă corespunzătoare, datorită faptului că paturile din saloanele noastre nu ies pe ușă, pentru că paturile moderne au 1,10 m, ușile au 90 cm. Dacă un bolnav face un stop cardiac în pat, trebuie luat pus din pat, pus targă. Pe o targă și pe urmă cu targa dus în terapie intensivă, nu așa cum am văzut repede în filme, luat cu filme. Este de bun simț, da? Deci toate aceste lucruri nu că scad calitatea actului medical, o bulversează, da? Plătim tribut în vieți omenești. Și atunci, avem ideal și optim. Ideal este să construim un spital nou. Ideal este ca toate forțele politice în următorii 3 ani de zile să facă tot ce depinde de ele ca să avem acest teren. După care să facem o mapare a necesităților de sănătate din județ. Să facem o proiectare, să facem un studiu de fezabilitate, să facem o propunere tehnică, să identificăm sursele de finanțare și să așteptăm 10 ani. Dar ăsta este idealul. Să deci cam atât ar dura să le... Poate îi dezamăgim pe brașoveni, dar le spunem românește. Este optimistic. Da. Pentru că eu nu pot să fac... Nu pot să îmi leg numele de un aeroport numărul 2. Deci n-am să fac asta brașovenilor. Brașovenii au avut încredere în mine și eu nu pot să vin în fața lor cu un aeroport numărul 2. Dar care de data asta este spital. Bun. Ce avem la dispoziție? Ce facem, da. Ce facem? Avem la dispoziție un spital, avem la dispoziție o licitație care s-a adjudecat, care are surse de finanțare, da? Și care înseamnă reabilitarea corpului B a Spitalului Județean. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că după 20 de luni, și credeți-mă, vor fi 20 de luni, pentru că așa cum sunt acum vehement, voi fi vehement cu fiecare întârziere, și o să vă rog frumos să-mi permiteți să vă raportez fiecare întârziere și fiecare încălcare a cuvântului cu privire la timing, în 20 de luni noi vom avea un corp B totalmente renovat, asta înseamnă saloane de 2, maxim 3 paturi, cu aer condiționat în fiecare salon, cu sistem de avertizare atât la incendii, cât și de nurse calling, de chemat asistenta de urgență, cu baie individuală, duș individual, WC-ul individual pentru fiecare rezervă, pentru fiecare salon normal. Fiecare salon, da, care nu implică 8 pacienți. Așa cum este normal, da, ca oamenii să fie îngrijiți. Da? Asta se va întâmpla în 20 de luni. Vom avea lifturi rezistente la incendii, vom avea o scară de incendiu exterioară frumoasă și foarte largă, care
normele ISU după colectiv s-au năsprit foarte tare. Așa și, este. Și lucrurile devin foarte complicate. Vom avea, cel mai important, un spital consolidat. De ce este atât de important? Pentru că trebuie să știe spectatorii noștri că normele de seismicitate s-au schimbat undeva în anul 2014, a fost pur și simplu implementarea unei directive europene. Asta ce înseamnă? Că nicio autoritate publică, locală sau centrală, nu mai poate să investească bani publici sau fonduri europene în clădiri care nu au un anumit risc seismic. Risc seismic, prescurtat RSE. RSE2. Da. Ca o clădire să aibă RSE2, ori este construită acum, ori este consolidată. Deci, practic, noi nu putem să investim niciun ban public în spitalul județean până când nu-l consolidăm, pentru că așa sunt normele europene. Pentru că este anormal să investești bani într-o clădire care nu este consolidată seismic. Cu ocazia acestei renovări a spitalului, spitalul va fi consolidat cu o tehnologie foarte, foarte modernă, cu niște benzi de teflon, care practic o să-l aducă la standarde actuale. Cam practic, asta se va întâmpla cu spitalul județean în următoarele 20 de luni. Astra, susțineți ideea consolidării, până la urmă modernizării a ceea ce avem, decât să ne uităm la, cum ați spus și dumneavoastră, la ideal, la ceea ce putem face în 10 ani. Nu mă opun idealului, Doamne ferește! Ca să facem un pic dihotomie, între să nu înțeleagă lumea greșit, Florin Orțean nu vrea un spital nou în Brașov. Nu. Florin Orțean vrea ca brașovenii să poată să fie îngrijiți în condiții de siguranță medicală în următoarele 20 de luni. Eu vă întreb acum tot de la detractori, pentru că au fost fel de voci care au spus, ok, modernizăm acest spital, deja s-au demarat și de la nivelul și Consiliului. Și vă pot ține la... Da, vă pot și face Consiliul Județean, chiar vă rog. Da. Dar, odată, cum ați spus, acest spital fiind, cum să spun, adus la standarde normale, civilizate, nu cum vedem în filme, că ce vedem acolo e normal, e normalitatea, nu e nu știu ce civilizație. Nu se vor diminua numerele de paturi, numărul de paturi, pardon, numărul de internări, nu vor avea cumva bolnavi de suferit. Eu întreb ce spuneau ceilalți. În cele 20 de luni, în mod sigur, activitatea va scădea. Am avut foarte mare grijă ca nici un caz de urgență să nu fie diminuată activitatea, și, să nu fie afectat. Vor fi afectate anumite internări, mai mult sau mai puțin justificate, mai mult sau mai puțin urgente, pentru niște afecțiuni ușoare, cronice, care se pot ori amâna, ori îngriji în sistem ambulator, deci în policlinică. Da? Deci asta va însemna să va dubla cu eficiență, practic, a actului medical de triere, până la urmă, acestor... Da. Și colegii mei sunt extrem de pregătiți ca să trieze mai bine sau să trieze, sau să facă liste de așteptare un pic mai lungi, pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru, toată comunitatea. Da? În acest moment, spitalul nostru produce victime dintre noi. Și atunci, sigur că trebuie să înțelegem sau ar fi frumos să înțelegem. Românește, ca să înțeleagă și telespectatorii, la modul în care două treimi, cum ați spus, din Spitalul Județean de Urgență Brașov se prezintă acum, păi riscul infecțiilor nozocomiale sau cum se numesc intraspitalice și așa, este mult mai mare decât ar fi dacă acest spital, cum spuneți dumneavoastră, ar fi modernizat, ar fi adus la niște standarde și ar fi... Deci acolo e practic marele câștig. Bineînțeles. Și nu numai la infecții, nozocomiale, e vorba și de circuite, de circuitele bolnavului, de circuitele aparținătorului, de confort, de starea de bine pe care un mediu curat, primitor și civilizat ți-l induce psihic bolnavului, da? Pentru că și asta are importanță în tratamentul unui bolnav, da? Sigur că, repet, activitatea de bolnav... Să vă dau un exemplu, da? Boala ulceroasă. Da. Da? Dacă este ulcer în fază acută, sigur că el va avea loc de internat. Dacă este un ulcer cronic, el va fi programat în policlinică, va fi îngrijit, va fi medicat, etc., dar nu se va putea interna pe loc, cum se întâmplă acum. O boală varicoasă, deci varice, da? Sigur că el va fi programat puțin mai încolo, peste 2-3 săptămâni, astfel încât să câștigăm acest timp în care noi să ne putem renova spitalul. Și nu cred că
se vor întâmpla lucrurile. Da, râd pentru că deja parcă vorbiți ca un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate, mergând pe eficientizarea actului medical, că cei de la CAS tot timpul spune, doamne, bani mai puțin, păi uite, păi internați, ceea ce și nu. Se mai internează cronici care n-ar fi chiar de internat și așa. Bun, dar acum nu... astea vor fi paturile, astea vor fi locurile și, da, și urgențele, evident nu se mai că o să... face responsabilitate mai mare pe medici acum, adică să trieze, cum spuneam. Așa este. Așa este. La urmă. Așa este, dar medicii sunt foarte obișnuiți să-și ia responsabilități, să știți. Asta e meseria lor de bază și au responsabilități tot timpul, chiar dacă în ultima vreme media și populația a fost convinsă de o anumită parte a mediei, vreau să spun, că medicii nu-și mai au responsabilități, că numai când mai este de doi bani, că nu e adevărat. Colegii mei și au responsabilități și vor ști exact să trieze cazurile astfel încât să trecem acest op. Și să vedeți, vă mai dau încă un amănunt. O pun nici măcar nu chiar așa de mare. Am avut o întâlnire cu constructorul și îmi zic, ne spun constructorul, domn doctor, în 6 luni vă dau ultimele 2 nivele gata. Pentru că ei vor începe cu consolidarea de jos în sus și cu renovarea de sus în jos. Așa este, da, planul, da, tehnic. N-am înțeles exact, nu-s constructor, nu știu de ce trebuie făcut așa. E, în 6 luni de la debutul lucrărilor, ultimele 2 nivele ale spitalului ni le dau la gata. Deci deja noi după 6 luni putem să relocăm niște secții înapoi în spitalul județean. Activitatea revine încet, încet. La... Deci după, da, 6 luni, cel mai greu va fi o jumătate de an, în care, într-adevăr, corpul B trebuie... Și, practic, până atunci, secția de primiri urgențe se va muta în policlinica în fosta spitalului. Policlinica spitalului. În fosta policlinica, da, spitalului. Da, da. Nu știu, poate e mai bine, poate e mai... Acum... Spațiile nu sunt foarte generoase, dar sunt proaspăt renovate, sunt zugrăvite, sunt curate și eu cred că colectivul doctoriței Vecerdi se va descurca foarte onorabil în respectivul spațiu. Încă o întrebare, pornind de la ceea ce ați spus și dumneavoastră, că practic spitalul nostru județean de urgență, clinic județean de urgență sau cum se numește el, e un fel de spital regional, pentru că deservește și Covasna, da, și de multe ori poate și Harghita și știu eu de unde mai ajung cazuri la dumneavoastră. În aceste condiții, practic, cât va fi de mult afectată, practic, activitatea sau această reorganizare a spitalului județean exclude din prima, ca să întreb pe românește, și demersurile pe care ar putea să le facă și administrația județeană sau cine mai trebuie să le facă, să facem și un spital regional nou la Brașov? Nu cred. Nu cred că exclude. Din punctul meu de vedere, sunt un om foarte, foarte pragmatic, care înțeleg că am câștigat un mandat pe care vreau să-l fructific cumva. Deci vreau ca în urma mandatului meu să las în urmă un spital județean la care brașoveanul se duce cu încredere și cu plăcere. Asta în niciun caz nu o să mă opun construcției ocolitoarei, construcției podului, construcției unui nou spital al Brașovului care peste 20 de ani să fie un hub de competențe superioare. Nu, Doamne ferește, dar eu voi fi consecvent și persistent în investiții serioase în actualul spital județean, în extinderea lui, în extinderea din punct de vedere tehnologic, să nu uităm că nu discutăm aici numai de... Discutăm de proiectul Băncii Mondiale, în care spitalul județean din Brașov este cu un aparat RMN, pentru că aparatul nostru RMN e din 2000. Până la sfârșitul anului, spitalul județean va primi un RMN nou din împrumutul de la Banca Mondială. Deci, mă voi implica activ. Și spitalul de copii va primi un CT din același împrumut de la Banca Mondială. Sunt 250 de milioane de euro care, in extremis, actualul ministru a obținut să nu pierdem împrumutul în martie și să fie reeșalonat. Și Brașovul este cu un RMN și cu un CT pe lista de investiții și aceste investiții se vor materializa până la sfârșitul acestui an. Astea sunt vești bune. Eu iară fac pe avocatul diavolului și vă întreb. Multă lume spune și, nu știu dacă pe bună dreptate, spune-ne, când vorbim de politicieni, pentru că emisiunea se numește Politica la răscruce, evident totul plecând de la bani, deci clar vorbim și de politică, chiar și în sănătate și așa mai departe. Brașovul se cam dorește și de la nivel național, pentru că în interesul țării, să fie
nu știu dacă întâiul, că nu ne putem compara cu Constanța, dar undeva acolo, în fruntea județelor turistice ale țării. Un județ turistic, un centru turistic, trebuie să aibă, până la urmă, și o îngrijire referitoare la sănătate de calitate. E, de ce Brașovul atâta timp, și când au fost la guvernare, numai dumneavoastră, cum ați spus, stânga a fost și dreapta, a fost ocolit la această investiție de spital regional. Eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră. E mai bine să facem curat în curtea noastră și să avem ceva, dar să avem de calitate, să avem un spital în care să zicem, domne, e civilizat, e ok, e spitalul nostru, de ce ne ocolesc cei de la centru? Ei vin, știți cum, lumea ce spune? Primul ministru, chiar președintele, parlamentarii, vin, schiază în Poiană, fac revelion aici, sunt ok. E, când e vorba să voteze de un spital, chiar dacă durează 20 de ani, de un spital regional la Brașov, stă cam ocoliți, așa. Sau e... Bun, acum... Părere... Nu, e foarte adevărat, a fost ocolită toată țara. Ultimul spital regional s-a construit în 1986 la Târgu Mureș. Spitalul în care eu am copilărit. Deci lucrurile sunt, da. Adică, mai serioase decât... Cred că fiecare județ poate să spună asta. A fost ocolit și Sibiu, a fost ocolit și Clujul, au fost ocoliți toți până acum. Da, deci nu e Brașovul deci cu target... Nu cred că s-a construit vreun spital în România decât mici spitale private în ultimii 27 de ani. Deci, repet, ultimul spital de dimensiuni mari, funcțional și extrem de bine gândit, este Spitalul Clinic Județean Regional de Urgență de la Târgu Mureș. Noi discutăm de un spital care s-a terminat în 1986, eu în 94 am intrat în acel spital, discutăm de un spital cu 3 niveluri subterane, discutăm un spital cu o pasarelă care trece pe sub drum, dincolo de drum fiind blocul alimentar, și tot acest concept s-a putut face în 1986. De atunci și până acum, din nefericire, toate guvernele care s-au succedat, s-au perindat la conducerea acestei țări, au evitat să investească în sănătate și vă spun de ce. Vă rog. Pentru că investiția în sănătate este o investiție complexă. Da? E mult mai complexă decât investiția într-un drum. Cu atât mai mult. Păi nu. Într-un drum e clar. Punem fundația, punem asfaltul un pic mai subțire. Da, că nu se vede, că mai venim noi. Că nu se vede și, cu atât mai bine, că se mai fac și niște gropi și anul viitor tot noi le petrecem. Da? Și atunci strategia era foarte clară și sursa a devenit extrasalarial, ca să spun așa, ca să fiu elegant, era foarte clară. Un spital este un lucru extraordinar de complex. Da? Și atunci, fiind atât de complex, nu ne este foarte clar unde e rezerva. Unde e rezerva financiară. Da? Și atunci mai bine mai facem încă 3 drumuri, mai borduri, mai panseluțe, mai... Da? Și atunci lucrurile acolo merg, acolo le cunoaștem asta, bine. Așa s-a întâmplat, dar părea mea că ar trebui un pic să schimbe optica. Trebuie să se schimbe, pentru că avem acum o societate civilă mult mai puternică, adică infinit mai puternică decât acum 10 ani. Așa și eu simt o presiune, și toată lumea simt o presiune extraordinară pe serviciile normal, sociale. Și nu e normal, este normal. Da, este normal. Este normal, pentru că, da, așa cum a spus dumneavoastră, Brașov este un oraș turistic. Este un oraș extraordinar de frumos. Dar hainele Brașovului sunt turistice și sunt frumoase și arată bine. Sufletul lui ar trebui să fie un pic mai social. Mai multă aplicare înspre sistemul de sănătate, mai multă aplicare spre sistemul de învățământ, mai multă aplicare spre lucrurile care noi brașovenii le folosim în fiecare zi. Nu le vedem în fiecare zi. Poate mai multă aplicare pe transportul în comun, poate mai multă aplicare pe piste de biciclete. Cine are urechi de auzit, să audă. Ce să spun acum? Păi, da. Eu de asta sunt aici. Și ce aici, să poate și de la exact, și de la nivelul guvernului și de la cei care dețin puterea, îi reprezentați aici în emisiune, pănesc că nu se strigă în deșert acolo. Acum Brașovul este într-o situație optimă, sau brașovenii sunt într-o situație optimă. Partidul de guvernământ este în opoziție în județ. De ce zic că e bine pentru brașoveni? Pentru că îi îndemn
pe brașoveni să-i urmărească și pe unii și pe ceilalți, exact, și să le urmărească lucrurile concret pe care le fac. Și a spus la începutul emisiunii, băi, dezbaterile până la urmă și campania asta electorală prelungită, trebuie să se termine, au avut și o chestie pozitivă, că s-au discutat lucrurile, s-au pus pe un făgaș și hai să începem. Suntem la finalul emisiunii. Una peste alta, ca să concluzionăm, este un lucru bun că Spitalul Județean se modernizează. Brașovenii, până la urmă, vor avea un serviciu medical de calitate, se mai elimină și niște riscuri, nu mai plătim tributuri în viață, Doamne ferește, cum spuneați dumneavoastră, chiar dacă vă fereați de cuvinte mari. Asta este, spitalul va rămâne tot pavilionar, pentru că și neurologia e acolo, alte secții sunt, așa va rămâne el și până la urmă cu el ne descurcăm și asta nu implică până la urmă nici autoritățile județene municipale să facă demersuri ca în paralel, mergând la cei 10 ani de care vorbiți dumneavoastră, să mai avem și un spital regional. Dacă am înțeles bine ce... Bineînțeles, dacă o să-l avem. În curtea acestui spital județean, unde mai sunt încă 2,2 hectare de teren, sau o să-l avem în altă parte, asta va fi de dezbătut. Deocamdată, 20 de luni, să fim cu ochii pe ei, spitalul nostru să fie curat. 20 de luni, știți cum, nu o să scăpați nici de noi. Dar nici ei de mine. Și nici ei de noastră. Eu vă mulțumesc, vă doresc spor la treabă și aici la ce treabă faceți dumneavoastră și în Parlament și ținem legătura. Deci cam în 6 luni ar trebui un pic să vedem că se schimbă lucrurile acolo. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă dau întâlnire pe data viitoare. Toate cele bune.